Cele mai presus de fiile Domnului să ne rugăm. Amin.
miluiește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! La Sfânta curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea, și pururea cu Doar Maria, cu toți Sfinții, să o pomenim. Păzește, Doamne, pe binecredincioșii răvite aceștia, dându-le rol sănătate sufletului și trupului și împlinește toate ce îngăduințe rogurilor tăi. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăsc, de cei care ne iubesc pe noi, de cei care pentru binecuvântate prigii nu s-au întâmplat aici și de cei ce în cerul nou ne vrei să ne rugăm pentru dânsii.
Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt călăbie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoasă, Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui părinții și cu Tatăl Părinte și Preasfântului și Bunului de viață, Păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună și celui fără început, dacă Părinte și Prea Sfântului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Harul Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mia primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, de cu darul tău. Doamne, miluiește! Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace, Domnul, și Duhului Tău, fie doamna ta spunea să-i contăzuiști noi întru tine, bucurați-vă drept, fără zi, Domnul. Înțelepciune. Din epistola să vă înceați la Sfântul Apostol Iacob și tine. Fraților, luați la fiere stăriți de întâlnire dani proroșii care au trăit în numele Domnului. Iată fericite și ce au rătat, ați auzit de rătarea lui Iob și ați văzut sfârșitul răzindu-i de la Domnul. Al Sfinților,
care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să dămădească toată boala și necătința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și simțește în vremea acesta. Și fără robilor și roabele tale acestora care se roagă ție la această sfântă taină și cei care se vor pomeni, cei care sunt bolnavi și suferințe în spitale, în înțile sau la casa lor și pe cei pe care mai putem în rugăciunile noastre, care se vor unge spre izbăvire de săvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi orbi și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși și miluiești, Cel ce ne-a scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșit și celor din întuneric descoperiți-vă. Că a strălucită din numele noastre lumina cunoștinței unuia născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a petrecut. Și celor care l-au primit, le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baie nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași și biruințe asupra diavolului. Pentru că n-ai binevăit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și nu de lemn în Sfinții chipul crucii ca să ne face noi turmă lui Hristos. Preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba aceasta, pe cum ai dat lui Moise slugii tale, lui Samuel iubitului Tău, lui Ioan resului Tău și tuturor celor ce au bineplăcuții din fiecare neam și neam. Așa pune și pe noi să fim slujitori ai legii tale cele noi a Fiului Tău prin unde lemnul acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele lumești să murim păcatului și să avem dreptății îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă acestui unde lemn. Facă-se, Doamne, un delemn acesta, un delemn de bucurie, un delemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăze puternică, izbăvitoare de toată lucrarea devolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și toți care se vor unge cu acest un delemn al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu, Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și unul născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și bunul ea și pregii vecii noi. Să luăm aminte.
îndreptățit pe cineva cu ceva în doriu împătrit. Iar Iisus a zis către el, astăzi s-a făcut mântuire ca și acestea, pentru că și ele se fiu al lui Abraham. Că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeu și-o mașă ca mai care și ca-n doar copăiți Dumnezeu și-o mașă 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 și-o
pace ție, cititorule! Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Thank you.
s-a atins de mâna ei, iar frigul a lăsat-o și s-a sculat și slujea lui. Părerea să se adusă el mulți îmbrăcit și a scos afară Duhurile numai cu cuvântul. Pe tot Domnul a viată mătuit, ca să se împlinească cel ce s-a spus prin prorocul Isaia care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat, văzând Iisus popor mult împrejurul său, a poruncit ucenicilor să-i se treacă de cealaltă parte a mării. Atunci a venit nelucătorat și a zis: Învățătorule, voi e să te urmez oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: multele au vizuit și păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici se a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Iisus îți a zis: vină după mine și lasă pe morți și îngroape morților. Și intrând în corabie, ucenicii săi au mers după dânsul. Pace ție, ce cât
nocturne. Și Domnului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Thank you.
și au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui. Dacă trăim cu Domnul, cu Domnul să și umblăm, să nu fim viitor de slavă de șartă, încălcându-ne unii pe alții și pismuindu-ne de unii pe alții. Fraților, chiar de nu vedea cineva îmbrăgășat, voi cei trucești de Tatăl pe unul ca acestea cu Duhul Vădeților, în seama la tine însuți, ca să nu stați și tu în ispită. Purtați-vă sașnii unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Face ție cititor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe drept și pe păcătoși la pocăință,
precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul, pe hulitorul și priconitorul tău, Mare Pavel, prin pocăință l-ai primit, iar pe Petru Verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de trei ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și ai făgăduit lui zicând, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu au vorbit pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și mai bunule și iubitorii de oameni, după neminciunoasele tale făgăduințe, îndrăznind ne rugăm ție și cerim în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, pe femeia și să aduce ție, și cercetează pe robii tăi care sunt de față și te pomeniți la această sfântă taină. Și ori se-au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de-au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ, au amărât pe cineva și l-au făcut de ajurat, pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește, lasă și iartă-le lor Dumnezeule, trecând cu vederea prădălăcile și păcate făcute de dânsii cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncile tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitor în lume, din îndemnul diavolului. Însuți, ca un bun și iubitor de la Dumnezeu, iartă. Ca un Dumnezeu care să viețuiască, să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate, în viață și cuvântul tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre fire și spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții nestricăcioase. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început, prea Sfântului Bunului și de viață Făgătorului tău, Duhacul și pururea și în veci și veci lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Împărate, Sfinte, îndurate și multe Doamne, Iisuse Hristoase, care după ești moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu. Nu pânărea mea ce păcătoasă peste capul celor ce am venit la tine cu pocăință și cer de la tine prinduie tare păcatelor și cu mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care Sfântitorii cei împreună cu ținut deschise pe capul robilor pe acestora Sfântă. Și mă rog împreună cu tine și cer pe-a Doamne cea milostivă și care nu ține Dumnezeu, Dumnezeule Mântuitorul meu, Cel ce prin rogul tău natal ai dărit iertare, dar din care s-a oferit păcatele și s-a înșelit pe aceștia și pe aceștia. Însuți și pe robii pe aceștia, toți care sunt de față și toți care se vau de ei, care se crede greșele, mă primește cu sănătate Domnului, pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Celor ce s-au pomenit
casă și sunt de față, dorindu-ne la tot sănătate, izbăvire de toată boala și suferința. Auză-ne, Doamne, și miluiește, prezește.
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacuvioase, preacuceațeți părinți, iubiți credincioși, avem deosebită bucurie ca în această seară, în această seară, în biserica noastră de aici, din Petru Vodă, să participăm cu toții la taina Sfântului Maslu și, uitându-mă la părinții și ne mulțumesc foarte mult că au venit în seara aceasta la noi, numărându-i, am văzut că am fost 12 preoți. Cu siguranță ne gândim că Hristos a fost prezent cu noi și ne considerăm și noi ca și 12 ucenici ai Săi. De aceea, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru acest moment minunat pe care Dumnezeu ne l-a oferit cu mijlocirea părinților și a dumneavoastră, a celor prezenți. Cu ocazia acestui moment deosebit, avem bucuria de a-L invita pe Părintele Teodosie, despre care v-am vorbit. El a scris mai multe cărți, iar cartea pe care dorește să ne aducă nouă la cunoștință este o carte deosebită, numită Codul Bibliei. Este o carte cu foarte multe învățături, dar lăsăm pe Părintele să ne spună dânsul despre ea. Iubiți credincioși, astăzi vreau să vă prezint o carte deosebită din subiectul pe care îl tratează, și anume despre Sfânta Scriptură. Toți cred că avem în casele noastre Sfânta Scriptură, Biblia sau măcar Noul Testament. Este bine să cunoaștem mai multe despre textul Sfintei Scripturii. Să-L respectăm, să-L cinstim, să citim din el permanent, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu care dă viață, este Cuvânt viu, dătător de viață și hrănitor. Cu El ne putem hrăni atât sufletește cât și trupește. Depinde însă de fiecare dintre noi. Sigur, auzim multe astăzi, în zilele noastre, cum biserica este atacată, cum religia în general este atacată și cum Sfânta Scriptură este atacată, în fel și chip. Care vă uitați la Discovery, Național Geographic, mai vedeți emisiuni în care Sfânta Scriptură este atacată. Este considerată ca fiind o carte scrisă de oameni și omenească, inspirată din mintea oamenilor. Nici de cum, inspirată de Dumnezeu. Este bine însă să cunoaștem care sunt argumentele cu care putem să apărăm, după puterea pe care o avem fiecare, prin mărturisirea personală, Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de cartea sa, de cartea sfântă, dar este bine ca și noi să dăm această mărturie, să nu ne fie rușine, nici să dăm, să batem în retragere, neștiind ce să răspundem. Dacă veți citi cartea, și sper că o veți citi, veți găsi foarte multe lucruri interesante despre Sfânta Scriptură. De pildă, câte cărți conține Sfânta Scriptură și câți scriitori au așternut în scris aceste cărți. Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, iar cei care au scris aceste cărți, inspirați de Dumnezeu, sunt peste 40 de persoane. 40 de apostoli, 12 și ceilalți care sunt proroci, adică persoane toate sfinte și inspirate de Dumnezeu. De asemenea, este bine să știm când au fost scrise primele cărți din Sfânta Scriptură. Acum 3500 de ani și au fost scrise de Moise, primele 5 cărți, sau Pentateuh. Sigur, veți afla și multe lucruri despre cum s-au copiat aceste manuscrise la început, vreme de 3500 de ani ca să ajungă până astăzi cu textul autentic și nealterat. Chiar dacă s-au copiat de sute de ori, textul a ajuns până astăzi identic cu cel original. Și acest lucru nu putea să se întâmple decât prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, în atotputernicia sa, a inspirat pe Sfinții Proroși, pe Moise și pe Sfinții Apostoli să așteaptă în scris aceste cărți, tot El, prin atotputernicia sa, a avut grijă ca în decursul timpului aceste cărți să se copieze fără de greșeală.
Și chiar dacă în lume există mai multe variante în care s-au streculat și greșeli, textul binecuvântat, textul autentic, textul aprobat de Sfântul Sinod de Biserica Ortodoxă, este textul neschimbat, textul autentic. Cartea se numește Codul Bibliei sau Semnătura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a lăsat în textul sfânt o semnătură, așa cum semnăm noi fiecare document, ca să-l autentificăm că este semnat de noi și că este integral. N-a mai adăugat nimeni la el. Sigur că dacă noi semnăm documentele pentru a le autentifica, gândiți-vă că și Dumnezeu a avut grijă ca să facă în așa fel încât să pună amprenta sa pe textul sfânt în așa manieră încât niciodată omul să nu se poată îndoi de cine este autorul Bibliei și dacă el, ea, Biblia, este sau nu este integrală sau autentică. În carte veți găsi multe amănunte interesante pe care le puteți însuși și transmite mai departe. Sigur, sunt lucruri deosebite și noi, spunea Părintele și confirm și eu, este o carte unică în spațiul ortodox. Până acum acest subiect n-a mai fost abordat în spațiul ortodox. Pentru că textele care sunt studiate și textele originale în care s-a scris Sfânta Scriptură sunt ebraica, aramaica și greacă. Și sigur că dacă dorești să descopere această amprentă a lui Dumnezeu, această semnătură a lui Dumnezeu pe care a lăsat-o textul sfânt, trebuie să cunoști aceste limbi, ebraica în care s-a scris Sfânta Scriptură și limba greacă în care s-a scris Noul Testament. Cartea este scrisă într-un limbaj ușor. Nu este nevoie să fii teolog, nici matematician, sau să ai prea multe informații tehnice ca să poți să o citești și să o înțelegi. M-am străduit să scriu cartea în așa fel încât să poată fi citită și de tineri și de bătrâni și de cei care au școală mai multă sau școală mai puțină. Nu contează. Important este să o citim, să ne însușim aceste adevăruri despre Sfânta Scriptură și să le transmitem mai departe. Cred că este un lucru bun dacă fiecare dintre noi ne-am străduit să facem și o faptă de milostenie. Să dăruim celor din jurul nostru, copiilor, nepoților, rudelor, prietenilor noștri sau colegilor de servici, un dar cu care să rămână. Un dar duhovnicesc. Când facem daruri, să nu ne gândim numai la trup, numai la daruri materiale. Să ne gândim și la sufletele celor care ne sunt dragi. Și dacă cu adevărat ținem la cineva, să avem grijă și de sufletul lui, făcându-i un dar duhovnicesc. De pildă copiilor să le facem un dar o cruciuliță, pe care să o poarte permanent la gât. Și fiecare dintre noi să avem acest obicei să purtăm permanent Sfânta Cruce la gât. Pentru că este semnul credinței noastre și semnul mărturiei noastre că suntem creștini. Sigur, cei care sunt iubitori de carte, copiilor, tinerilor, studenților și oricărui alte persoane și oricărui alt credincios care este iubitor de carte, poate să primească din partea noastră o carte în dar și astfel să-i mângâiem și sufletul, să-i hrănim și sufletul în acest fel. N-aș vrea să mai lungesc mai mult cuvântul. Doar atâta spun că mă bucur tare mult că am fost aici prezent, alături de părinții cu care am slujit împreună, alături de dumneavoastră, pentru că taina Sfântului Maestru este o taină prin care se revarsă Harul lui Dumnezeu asupra noastră, dar prin puterea rugăciunii comune a tuturor preoților care săvârșesc Sfânta Taină, cât și rugăciunile tuturor celor care participă. Este poate taina în care contează cel mai mult rugăciunea comună a tuturor și credința noastră. Unim acum în post rugăciunea cu postul, de aceea în post se săvârșește cu precădere taina Sfântului Maestru în sobor și bine să participe cât mai mulți dintre credincioși și cât mai mulți preoți când se poate acest lucru, pentru că unim postul cu rugăciunea și cu faptele bune. Uleiul care s-a sfințit aici este ulei plin de har, exact așa cum ați auzit în rugăciune. Are puterea să tămăduiască orice boală și orice neputință, fără deosebire.
Orice boală și orice neputință tămăduiește un delemnul pe care noi astăzi l-am sfințit cu harul Duhului Sfânt. Dar ne împărtășim de acest har în măsura credinței noastre, în măsura în care împlinim faptele credinței și împlinim faptele bune și împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și în măsura în care unim rugăciunea cu postul și cu milostenia. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de sănătate. Cerem ajutor de la Dumnezeu să ne vindecăm de toate neputințele trupești. Dar avem nevoie în același timp de credință curată, de mărturisire prin taina Sfintei Spovedanii, ca atunci când participăm la Sfântul Maslu și ne ungem cu un delemn sfințit, să fim curățiți de tot ce am greșit, de toate păcatele și astfel să ne putem uni și împărtăși din acest har. Harul se revarsă peste toți. Dar efectul este diferit funcție de faptele noastre și funcție de trăirea noastră. De aceea spun că este foarte important să unim postul cu rugăciunea și cu faptele bune. Milostenia este fapta care acoperă mulțime de păcate, spun Sfinții Părinți. Mulțime de păcate. Este mare lucru și este foarte important să facem cât mai multe fapte bune. Să mărturisim credința noastră prin fapte bune. Printr-un gest frumos, printr-o vorbă frumoasă, printr-o purtare frumoasă, să purtăm de grijă de asemenii noștri, de vecinii noștri, de rudenii noștri, de părinții noștri, să nu-i uităm niciodată. Și dacă avem copii, să le purtăm de grijă că sunt mici, ca și ei când vor crește, să aibă grijă de noi. Și în încheiere, nu uitați să transmiteți dreapta credință mai departe, din neam în neam, din generație în generație. Cu multă putere și să nu ne temem de toate duhurile care bântuie astăzi în lume. De aceea am dorit să prezint astăzi această carte. Să aveți un argument puternic în fața celor care lovesc în biserică și încearcă să lovească în Dumnezeu, ca și cel care încearcă să lovească cu piciorul în țepușă, neștiind cu cine se pune. Iubiți credincioși, întăriți-vă în credință, căutați să aveți cât mai multe argumente și să-L mărturisiți pe Dumnezeu și pe Hristos până la sfârșitul vieții. Amin. Mulțumesc tare mult! Aveți acolo, lângă Sfânta Evanghelie, când veți veni să vă miluiți, câte un calendar. Luați fiecare de acolo câte un calendar. Iar dacă vreți să luați cartea, o găsiți aici și la Părintele și... Cartea are prețul de 20 de lei. Cei care doresc să o cumpere în seara aceasta vor avea și unul bilet să primească și un autograf. Da. Dumnezeu să vă bucure cu sănătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această sesiune. Deci care cumpără cartea, să vină și îi dau o binecuvântare scrisă. Aveți onoarea să-L miluiască Părintele Ciprian de pe muntele Ceahlău, dacă ne miluiește pe toți, Părintele. Uitați pe aici. Deci luați fiecare cu un calendar, da? Ajutorul de la Domnul, cel ce a făcut cer. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ne-i dat. Rămâi de acum, da. Fiecare e așa. Astea poți să le iei până de ce, da? Da, lasă. Și lasă. Da. Dacă toți v-am strofit cu Sfânta Aghiazmă, acum să rutați și... Dacă cineva nu are bani și dorește să-și ia o carte, dar să rugăm pe Părintele să ne lase câteva și o să luați duminică. O să vedeți o carte deosebită. Cine să rog eu să împart aici niște... Un calendar. Mă duc să vorbesc un pic cu părinții. Nu vină cu acest zile, cu tine. Uitor cu el. Să-l iau o carte, hai să o pun deoparte acolo, da? Hai la fiecare câte un calendar, da? Mă duc la părinți.
Thank you.
Părintele, mulțumim! Acum am mereț și nu nimic, că eu... Nu știu dacă m-ați mereț, nu? Nu. Să trăiți, să citiți hartă, da? Și la urmă, discutăm nu știu pasă. Da? Dacă vorbesc cu părintele, ești foarte mereț. Părinte, vă dau marți. Dacă mai are nevoie cineva, da. Mai puteți pretestați și...